Gata. Bună seara, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu profa Macimei. Din prețelul lor, uite, de mai. Bună ziua și bine ați venit de la profa în problemele de matematică la geometrie și la algebră. Acasă. Clasa A. 8-a. Haideți, vă zicem la mulți ani, prietenii lor noștri, cei care stau și le urmăresc cu atâta drag, să le spunem să aibă succes, mai ales voi, cei de clasa 8-a, trebuie să vă bucurați de un succes deosebit, mai ales cei care urmăresc prof online. Corect. Și aceasta le asigură în chestia asta. Bun. Își face un pic de algebră. Da. Algebră. Și cum vă spuneam, cum voi veți intra cât de repede și veți avea nevoie de noțiunea de funcție, vreau să vă mai spun o dată câteva lucruri despre noțiunea de funcție. Da? Deci funcții. Sigur că voi ați vrea ca în ora asta, sau peste două ore, să intrați în mână și să fiți la nivelul acela care v-am lăsat acum două săptămâni. O să-și aduc amintire. Da, sigur că vă aduceți. Așadar, funcții. Am să vă dau următorul lucru. Uitați, am mai zis așa, să dai expresie e de x egal cu 1? Da. Așa. S-a zis și mi-a expresie e de x. Dar de ce spunem e de x? Că ea depinde de x, expresia aceea. Adică tot ce e în dreapta aici, numai în x se va întâmpla să fie. Bun, altfel, dacă va fi așa. X pătrat minus 3x plus 2. Da? Expresia asta. Pentru un anumit x, dacă vreau să particularizez, văd cât se obține, e foarte simplu. Deci, pentru x egal cu 1, e de 1, cât va fi ale? Pentru să vorbești, e de 1, cât este? E de 1 să fie 1 minus 3 plus 2. 1 minus 3 plus 2. Adică e minus... nu. E 0. 0, sigur că da. Adică, practic, s-a întâmplat așa. Că în clipa în care notem X, găsim un răspuns, alt X dacă aș da, alt răspuns. Și atunci am să încerc să fac chestia asta. Reprezentând X și pe, cum am zice, pe axa reală, că n-am niciun motiv să spun că X și A ar avea o restricție aici. Nu pot să iau X de fiind de la minus infinit la plus infinit. Da? X și tot de la minus infinit la plus infinit. Și cei ce apar ca expresii, Y-ii se denotă mai. De aceea am să revin și să nu mai spun E de X, ci F de X. Pot să spun și F de X. Orice literă, tot, da? Deci aici am să spun F de X. Reveni și voi și învățați F de X. F de 1. Iar F de X ăsta, ca urmare a înlocuirii lui X, se înseamnă un Y, un anumit Y. Da? O anumită valoare, altă valoare decât X-ul respectiv. Uitați-vă. Pentru X egal cu 1, am găsit că Y-ul cât este în Miruna? Cât ori a fost Y-ul? Ca valoare. 0. De acord? Un alt X are, te rog să dai un alt X. 3. Pentru X egal cu 3, F de 3, deci pentru X egal cu 1, am găsit că Y-ul egal cu 0. Pentru X o altă valoare 3. Ce Y găsim acum? Miruna, te rog să calculezi tu pe Y-ul acesta, când X-ul a fost dat 3. 2. Face 9 minus 9, 0, 2. Corect. 2. Un alt X, Miruna, dă tu, te rog. Minus 5. Pe minus 5. Da? Pentru X egal cu minus 5. Y care apare, aici a fost 2, ai zis. Adică cât facem pentru minus 5, iar ți l-a dat? Minus 2. Face... 25. Da. 25 plus 5 plus 42. 42, da? Da. 42, corect. Și uite așa, constatăm că pentru anumiți X găsim Y corespunzător.
Deci printr-o funcție, după o rețetă, rețeta de obținere a inhibitorilor care este? Să ridicăm pe x-ul acela la pătrat, de 3 ori x-ul, scădem, plus 2, nu? Deci, vedeți? Când am deschis gura și am zis funcție, am întâi și ori, am mai întâi o rețetă de obținere a acestor x. Deci, rețeta după care obținem x. După care obținem y. Că pe x știu. Deci, spuneți, când pronunțăm noțiunea de funcție, când pronunțăm cuvântul funcție, avem două puncte. Avem o mulțime a x-urilor pe care o știm, că știm ce x dăm în tabel, da? O mulțime a x-urilor pe care o știm, de rezult, al doilea B a fost, nu? B a, da. O rețetă de obținere, o rețetă de obținere a Y-celor și ce? Mulțimea Y-celor ce rezultă? Mulțimea Y-celor ce rezultă? Nu știm pe asta. Ei rezultă ca urmare a aplicării rețetei asupra X-ului de așa cunoscuți. Și o mulțime a X-ului ce rezultă? A studia o funcție înseamnă a studia mulțimea X-ului. Băi, ce-mi iasă după chestia asta? Hai să vedem ce mai ieșit. Ce fel de numere? Da? Asta înseamnă. Ei, dacă cumva aveți de rezolvat în ecuația următoare, X pătrat minus 4X plus 3, mai mare ca 0. X pătrat minus 4X plus 3, mai mare ca 0. Voi, în momentul ăsta, sunteți un pic în derută. Dar, știți foarte bine să analizați un pic aici și pe X pătrat minus 4X plus 3 îl puteți scrie ca un produs de factori. Dacă suntem inspirați, în loc de minus 4, x plus 3. Minus 3x minus x. A, minus 3x minus x, da. Așa e vreo să spune, da. Deci zicem x pătrat minus x minus 3x plus 3. Mai mare ca zis, am tradus într-o echivalență în scrie. Dar știi de ce a zis ea minus 3x minus x de minus 4, x și vă zis? Poate scoate x și un 3. A, și un 3 de aici și un x din față. Din ăștia doi în X, și te rog să observi la adicinice și nimeni chiar a fost Miruna, pentru că este de mare folos ideea asta. Deci, echivalent cu scrierea X pe lângă X minus 1, X pe lângă X minus 1, minus 3 pe lângă, adică vorbește, X minus 3. Pe lângă? X minus 1. X minus 1, că am spus pe minus 3, pe lângă X minus 1. Și se zice acum, mai mare ca zero, da, echivalent cu x minus 1. Iese un factor comun încă o dată și apare x minus 1. Pe lângă x minus 3. Pe lângă x minus 3 mai mare ca 0. Și a de spune-mi tu mie când la înmulțirea a doi termeni obții un număr pozitiv? Când x minus 1 mai mare ca 0 și x minus 3 mai mare ca 0. Că plus cu plus face plus. Numai atâta? Deci un caz este corect. Deci dacă și mai dacă cazul întâi, x minus 1 să fie mai mare ca 0 și x minus 3 să fie mai mare ca 0, da? Și dacă mai e o situație de asta, când la mulțirii Miruna, ce trebuie să facă plus? Minus ori minus. Asta e, mă. Minus cu minus face tot plus. Deci mai am un caz. Sau o altă condiție, altă situație 2, x minus 1 să fie mai mic ca 0 și x minus 3 mai mic ca 0. Deci am două negative. Deci două cazuri sunt. Bucură să fie asta sau să fie și cealaltă, că tot atât de bine îmi place.
Ei, dar pentru asta de aici, cum fac eu? X minusul mai mare ca zero, hai să rezolvăm pe ce? Amândouă. Deci X minusul mai mare, pentru cazul de X minusul mai mare ca zero și X minus 3 mai mare ca 0, echivalent cu X mai mare ca 1, da? Și respectiv X mai mare ca 3. Așa venea de un X mai mare, X mai mare ca 3, adică echivalent aici, știți voi bine, X, dacă mai mare ca 1, X aparține cărui interval? Plus infinit, deschis 1, nu? 1 plus infinit. Și din face X aparține cui? 3 plus infinit. Și ca să fie bucurăși mulți albi X, că unii de la unul vor ceva, 3, ce facem cu cele două interval? Ne intersectăm ca să fie parte comune. Că, știi tu ce este aici? Asta și asta. Adică căutăm acei X care satisface prima parte și a doua parte. Care este porțiunea comună? X aparține... 1 plus infinit. Porțiunea comună? E apă comună, nu le... Pe intersecția asta e. A, 3 plus infinit. 3 plus infinit. E, prima vrea, hai să vedem așa. Dacă ar fi pe axă, aici este 0, aici este 1, aici este 2, 3. Prima vrea de la 1 încolo. Și a doua de la 3 încolo. Și ca să fie mulțumiți amândouă, nu? Să fie amândouă. Deci intersecția este 3 plus infinit. Îi s-a aparținut la 3 la plus infinit. Foarte tare. Deci, pentru ca să se întâmple asta și asta, simultan, e și de la 3 încolo. Uite, dacă lovește de un X de la 3 încolo, să vezi că amândouă sunt pozitive. Uite, hai să lucrăm pe 4. 4 minus 1. Mai mare ca 0. 4 minus 3. Mai mare ca 0. Clar. Deci toți ieși de la 3 încolo sunt cei care mă interesează. Cazul 2. X minus 1 să fie mai mic ca 0 și X minus 3 mai mic ca 0. Ei, X minus 1 mai mic ca 0 și X minus 3 mai mic ca 0. Asta s-ar fi tradus echivalent cu ce s-a mai X minus 1 mai mic ca 0? Adică X mai mic ca 1. X mai mic ca 1 și... X mai mic ca 3. X mai mic ca 3. Ce înseamnă X mai mic ca 1? Mai mic ca 1. Miruna, X aparține de la... X aparține de la 1 minus infinit, minus infinit 1. Așa, stânga, da? De la stânga dreapta. X aparține de la minus 1. De la 1, de la minus infinit, pardon, minus infinit până la 1 și de dedesubt X aparține de la minus infinit 3. Minus infinit 3. Și cum trebuia să fii mulțumit amândouă și una și cealaltă? De la minus infinit 1. De la minus infinit până la 1. Asta e porțiunea comună, da? Putem să le facem ca să prietenii noștri să vadă asta. Aici e 0, aici e 1, aici este până la 2, 3. Prima avea minus infinit 1, a doua face minus infinit 3 și porțiunea comună se vede minus infinit 1. Da? Deci răspunsul corect, I s-aparține la minus infinit 1. Ei, ne întoarcem. Noi am dorit să găsim tot și știți, pentru care după ce înlocuim, rezultatul să fie un număr pozitiv. Scris-o că am produce 2 factori și ne-am întrebat la mulțime câte ori cât să facă un număr pozitiv. Amândouă pozitive sau amândouă negative. Pentru amândouă pozitive am găsit un răspuns. Pentru amândouă negative am găsit un alt răspuns. Și ce facem cu cele două răspunsuri? Că ne convine și prima și a doua. Ce se face cu cele două răspunsuri? Le luăm? Da, zi. Le reunim, ne punem în toată și... Bă, dacă asta a fost bun... Da? Dacă ăsta a fost bun, a fost și asta bun, le punem la un loc, și pe unul și pe cealaltă, nu? Le reunim. Deci, soluție finală, soluție finală, da? Soluția finală este asta. I s-aparține de la... care a fost prima soluție? Miruna, I s-aparține lui 3 plus infinit. Asta era. 3 plus infinit, reunit, ne place reuni cu? Minus infinit 1. Minus infinit 1. Da? 3 plus infinit, reunim cu minus infinit 1. Iată soluția clară. Și cine vrea să pună la îndoială
ce am făcut noi, n-are decât să iau un X de aici, de la 3 încoșurăm la pe 4, și n-are decât să lași un X de aici, de la minus vin la 1, hai să zicem 0, și dacă mă fi X egal cu 0, vine minus 1. Și minus 3. Minus 1 ori minus 3 la mulțire, va face plus, nu? Deci este perfect. Sau dacă vrei, chiar ești în față. Cea de la început. Dacă vă fi 0, ce faci? 0, 0, 3. 3 este urmă pozitiv. Da. Este. Deci, foarte deșteaptă chestia asta, ca să găsești, să rezolvi așa o inecuație. Ce am provat aici, Mirona? Poți să surprinzi lucrurile frumoase care am avut aici. Ca să vedea X-1 pe lângă X-1. Descrierea ca un produs de factori, apropo de ce ați avut ultima parte, factorizarea aceea unui expresie de gradul 2, ideea descrierea lui 4X, că minus 4X, puteai să zici și cât să zici eu, minus 6X plus 2X, că tot minus 4X, da? Minus 6X plus 2X, face tot, nu mai bine minus 4X, dar nu-ți vezi de folos. Minus 6X plus 2X nu-ți este deloc de folos. Ce aici mi se pare foarte tare, că tu scrie minus 4 este a fi minus x minus 3x, din ce motiv? Ca să scoți pe 3 în factor, nu te văd doar faci treaba asta. Și strada viitoare să te rămâne x minus 1 comun, ca să scoți încă o dată factor comun. Este această manieră ascunsă, deseori folosită pentru factorizare și pentru simplificarea fracțiilor și mai departe. Și acum ești în al doilea moment, hai să spunem, în al doilea moment, cât oricât se facă un număr pozitiv. Ori am două pozitive, ori am două negative. Adică îmi place și una și cealaltă. Deci să vedem când am două pozitive și am muncit, când am două negative și am muncit, și fiindcă îmi place și situația cea și cealaltă, le reunim de până la urmă. Da, dar am muncit. Hai să spunem ce am muncit destul de mult aici. Dacă însă ați fi avut inspirația să s-o plătiți x pătrat minus 4x plus 3 ca fiind, fiind rețeta unei funcții. Da, rețeta unei funcții. Deci dacă ați avut inspirație, să spunem așa, să notăm cu f de x egal cu x pătrat minus 4x plus 3. Adică chiar expresia asta, nu? Cu mai mare ca 0, o notăm cu un f de x, iar fiind rețeta acum, capătă calitatea de rețeta din funcție, nu? După care o ții y. Că la urmă, ce este acolo? Se găsesc toți x și de care după ce înlocuiești, se obții y pozitiv. Deci, asta mai mare ca 0 înseamnă că după înlocuirea x-ilor, y se fie pozitiv. Păi știți ce facem? Vedem când e egal cu 0. Adică ne întrebăm așa. Oare când x pătrat minus 4x plus 3 e egal cu 0? Ce x sunt aceia care sunt dea 0? Da? Deci nu pozitiv, nu negativ, ci chiar 0. Și cum ați văzut mai devreme, asta e echivalent cu scrierea care. Cum se scrie asta? X minus 1 pe lângă x minus 3. Vă amintiți, da? Minus 3 egal cu 0. Și când e egal cu 0? Cât la mulțire se facă 0? 2 sau bine? Nu. Cine la mulțire a două numere să obții 0? Cât ori cât? 1x. 1 din ele să fie 0. Pe rând. Chiar cu șansă, cu șansă egală. Deci legea după x minus 1 egal cu 0 sau x minus 3 egal cu 0, nu? Am înțeles că tot să facă 0, pentru că șansă să fie 0. Deci rezultă că x egal cu 1. Și deci rezultă că x egal cu 3. X egal cu 1, x egal cu 3. Și acum, știi bine că obținem y cu 0, y cu 0, când x egal cu 1 sau x egal cu 3. Și faci un tabel, pur și simplu un tabel de valori, în care își punem x și care vin la minus infinit, la plus infinit. Aici e de supune mică ce care apar după rețetă. Și am constatat că pentru 1 și pentru 3, ce y? Ce valoare au y când x-ul e 1 și y-ul e 3?
Când x-ul e 1, x-ul e 1, 0 și când x-ul e 3, e 0. Deci în dreptul lui 1 am 0 și în dreptul lui 3 am 0. Astfel, în momentul de față, zona de la minus infinit la plus infinit a fost ruptă în un interval, 2, 3. 1, 2, 3, da? 3 intervale. 1, 2, 3. Pe zona asta de la minus infinit la 1, de un x. Ce x ar afla în zona minus infinit 1? Care e cel minus 5. Minus 5, poftim, minus 5. Eu am să iau pe 0, îmi place, 0 este mai ușor de afla. Și locuiesc pe x egal cu 0, să vedem ce y obțin atunci. Face plus 3, da? Deci un număr pozitiv, plus 3. Ei să știi că toată zona asta e numai cu plus. Deci toți x și care, dacă îi găsești unul din ei și ți-o dată o formă, toți vor avea același lucru. Plus, plus toată zona asta. Adică, locuim x și la minus infinit până la 1. Y care apar, după înlocuire, y sunt pozitive. De la 3 încolo, hai să luăm de la 1 la 3. 2. 2. 2. Să vedem ce obținem aici. Dacă locuim cu 2, 4. Nu? Sau aici? 2 minus 1, 1 și 2 minus 3, minus 1. Deci plus cu minus, nu? Da. Și plus cu minus, minus cu minus. Deci aici zici că minus 1? Minus 1. Deci este minus tot timpul. Dar sunt mulți de aici de măguit. Îți dai seama între 1 și 2 că sunt spate numere tale, pentru că nu era aici. Nu, mai, nu ne gândim la numere naturale, la numere și el, adică și cu radical și cu fără, numele decimale. Și la 3 încolo, dacă dăm pe 4, vezi că o să fie plus. Și la întrebarea, unde sunt y cei mai mari ca 0? Unde sunt mai mari ca 0? Ce tine la 0? Plus infinit la 1 și reunit cu 3 plus infinit. Deci, x pătrat, asta care am avut-o mai aici, x pătrat minus 4x plus 3 mai mare ca 0, dacă și numai dacă, x îi aparțin de la minus infinit la 1, am spus voi, că și negativă strictă, deci reunim cu 3 plus infinit. Super, 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 super. Am reduat-o mult mai repede. Dar am avut șanse. Am privit relația asta. Am privit-o ca fiind rețeta unei funcții. Și de fapt, la urma urmei, m-a interesat care e zona pentru care y-ii sunt pozitivi, nu? Și înțelegând acest lucru, n-am făcut altceva decât să văd când ar fi y cu 0 și y și 0 sunt la 1 și la 3, cu 0 în dreptul doar. Și cu asta interval, dar nici 0 mă interesează. Că 0 înseamnă granița dintre numere pozitive și numere negative. Asta e și mecheria. Deci eu când egalez cu 0, 0, știi pe axa reală, 0 ce este? În stânga sunt numere negative, în dreapta pozitive. Deci 0 este granița între numere negative și numere pozitive. Și atunci, eu mă interesez când sunt 0 și am găsit și 1 și 3, și acum, eu pe mix dintr-un interval, să știi că nu trebuia luat din toate. Dacă descoper dintr-o zonă, pe mă alternează semnul. Iată, am descoperit aici cu plus, am luat pe 0 și pe dat plus, pe urmă minus și pe urmă plus. Da? Deci e destul de simplu dacă am înțeles semnul. Ce am vrut eu să vă spun acum? Care a fost mesajul? Care a fost intenția? Că rezolvarea unor inecuații de acestea, inecuații se cheamă astea, nu? Când mai mare ca 0 sau mai mic ca 0, inecuații, nu e o treabă simplu, mai ales dacă avem de gradul 2. Când aveți de gradul 2, voi știți rezolvați acele fapturi, nu știu, într-un membru, când aveți de tipul ăsta, 3x minus 2 mai mare ca 0. Cum rezolvați pe asta 3x minus 2 mai mare ca 0? Echivalent, cum facem aici? Adi? Înseamnă 3x. X mai mare decât 2, x egal cu 2 pe 3. Rezultă că x mai mare decât 2 pe 3. Adică x aparține intervalului de unde? De la 2 pe 3 la plus infinit. De la 2 pe 3 la plus infinit.
Deci 3x minus 2 la 3x mai mare ca 2, x mai mare decât 2 pe 3, x aparține la 2 pe 3 la plus infinit și ai rezolvat-o rapid. Dar dacă e integralul 2, ai văzut aici, se pune problema unor șmecherii așezat așa cu plus, te întrebi cât ori că se facă plus, care sunt șansele, ori am două pozitive, ori am două negative. Muncești foarte mult, am să spun. Iar de aici, dacă te prinzi, să surprinzi expresia asta ca fiind rețeta unei funcții de gradul 2. Treaba e foarte simplu, pentru că găsești x și care ți asigură pe y0, după care dai un x dintr-o zonă și vezi ce nume, ce fel de număr îți dă și cu y. Dacă dădea negativ, puneam negativ aici, și pe un plus, minus. Eu am obținut cu plus, pe un minus și pe un plus. Și dacă ne dea fix la 2 minus 4 x plus 3 mai mare ca 2, atunci când am fix la 2 minus 4 x plus 3... Păi ducem pe 2 în stânga, tot față de 0, toate față de 0 se așează. Da? Deci tu te descurci, nu-i problemă. În raport cu 0, mi-mi place 0. Da? Tu duci tot în stânga. Deci minuna m-a întrebat așa, dacă dă de x pătrat minus 4 x plus 3 mai mare ca 2, păi 2 îl duc în stânga, face minus 2 și atunci x pătrat minus 4x minus plus 1 rămânea, mai ca 0. Și egal în cu 0, găsim acei x, facem tabelul ăsta și de acolo citim și dăm răspunsul foarte simplu. Da? Deci, spune-mi în urmă ce. Ce? Până mă aștept, dar... Dar nu voi. Nu, nu, știu. Stai, stai, mama are treaba acum. I-am dat de lucru. Da, Da. Păi eu spun așa. Că acum mama are o obligație pe care și... Cum să vă notezi? Ca să vă dau... Da. Sunteți în 52 momentul? Da. Da, da. 52? Da, dar cartela aceea nu rămâne de bază. Asta e cartelul provizor. Dar eu fac cu primul lucru și m-am făcut cu numărul ăsta. Da, putem să schimbăm. Când schimbăm, schimbăm și da. Probabil se păstrează asta. Da. Bun. Te-ai folosit de numărul respectiv. Da, în carul e de-a întalbat aici, așa. Nu știu. Bun. Acum... Am să vă exist un pic ca să clarificăm următoarea de funcție. Poate trecem la ceea ce vreți voi face, care la geometric aveți dorința asta. Sau mai factorizăm niște expresii, nu? Simplificăm niște expresii cum ați acolo la teză, v-am amintit, nu? Așa. Dacă mi-amintesc că ați avut așa, la un moment dat, să dă expresia y de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6 supra x pătrat minus 3x plus 2. Să se simplifice fracția asta. Prima scrie x la a doua minus, minus 2x minus 3x plus 6. Adică urmăi că nu e clasic de asta. Ce ar te gândi? Tu ce ai face? Să scriem prin minus 5x că, într-un fel ca să se simplifice cu 6 și x. Să scoatem un 3 în fată. Deci gândește așa, încât după scrierea aceea, între 6 și ce să, 6 și 3 ar merge, dacă este un 3 în factor, nu? Un 3, da. Da, și 2x ca să fie x pătrat. Cred că asta este ideea pe care o urmești tot, Mirela, nu? Deci zice, e cam mai departe, zice x pătrat minus 2x minus 2x minus 3x plus 6. Tot cu sumă. Și pe minus 3 să scrie ca fi minus x minus 2x. Minus x minus 2. Deci vizi fa x pătrat minus x minus 2x plus 2. Și acum continui toate.
egal cu vx pe lângă x minus 2, x minus 2 minus 3 pe lângă x, da, plus 2. X minus 2, dacă a scos minus în față. Supra jos, x pe lângă... x pe lângă x... minus 1. X minus 1, minus 2 pe lângă x minus... nu, x... x minus 2. Minus 1. Minus 1. Și sus se spate factorul, continuăm cu x minus 2. X minus 2 pe lângă x minus 3. X minus 3. Și jos, x minus 1. X minus 1 pe lângă x minus 2. X minus 2. Se reduc. X minus 2 cu sigur, se simplifică, spune să zice că se reduc, se simplifică x minus 2 cu sigur 2. Și rezultatul este x minus 3 supra x minus 1. X minus 3 supra x minus 1. Asta este simplificarea taxei făcute. Însă atrag atenția că nu aveam voie să ne apucăm de lucru decât după ce ne asigurăm că există fracția. Există expresia. Adică ce trebuie să facem? Să... să zicem că egal cu 0 și apoi aflam că nu poate fi x. Așa, că ce nu ar... Deci trebuia să punem condiția de existență. Deci condiții de existență pentru fracția. Pentru fracția. X... pătrat minus 3x plus 2 diferit de 0. Deci numitorul diferit de 2 este. Ne apucăm de lucru numai după ce am făcut chestia asta. X pătrat minus 3x plus 2 diferit de 0. Și atunci zicem aici x când este 0, când e 1 și când e 2. Când e 1 și când e 2. Deci noi luăm negația, de la amintiți, da? Luăm x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Negația. Negația. Când e egal cu 0. Și din aranjamentul de mai sus însemna x minus 1 pentru x minus 2 egal cu 0. X egal cu 1 și x. Deci rezultă x egal cu 1 sau x egal cu 2. Deci x și care mai deranjează sunt 1 și 2. Așa încât nu fac altceva decât să spun că există fracția, există e de x asta, sau de voar cu fracția asta, dacă și numai dacă x aparține lui el minus mulțimea formată de elementele 1 și 2. Deci dacă x-ul este număr real, în afară de 1 și 2. Deci mă descurc, există e de x sau de voar, mai x-ul vedem 1 și 2. Pentru că în clipa în care x-ul este 1 sau 2, numitorul este 0 și fracția nu are sens. Iată, vă propun să se aducă la forma cea mai simplă. Să se aducă la forma cea mai simplă expresie. E de x egal cu, să zicem, x pătrat minus 7x plus 10, totul supra x pătrat minus 8x plus 12 plus x plus 1 supra x pătrat minus 16 minus 3 supra x minus 4 plus 2 supra x plus 4 egal cu. Deci o atrăgem la forma cea mai simplă de această expresie. Cine vă știu? O fi tu. Scriem pe prima x la 2 minus 2x minus 5x plus 10. Deci, un bărăt. Adică, iar eu sunt surprins de cum gândesc. De ce gândești tu așa? Ca să-mi fac un comun. De ce a zis ea minus 2x? Ca
să scoată pe x în factor comun și... Dă x minus 2 și din 5 și 10 scoate pe 5, nu? Asta e mult. Deci foarte tare te gândești, când e bine de tot. Așa dar zici, ai x pătrat minus 2x minus 5 x plus 10, totul supra aditul acum. X pătrat minus 4x minus 4x. Minus 4x minus 4x. Da. Ți este de folos? Scoți pe x, x minus 4 și dincolo scoți pe 4 și vine 3. Nu, ți este de folos. Dar teritoriul. Minus 6x minus 2x. Minus 6x minus 2x. Vai, de ce s-o regândesc așa? Minus 6 cu... minus 6x plus 12. Cu 2x plus 10 și scoate pe... x a doua cu 2x acolo. Asta, grază. Deci ea gândește pe 8x ca să zică x pătrat minus 2x minus 6x plus 12 ce că de aici în data viitoare scoate pe 6 și vreme x minus 2. Și așa și x minus 2 în partea asta. Deci vezi? Face un joc foarte interesant aici. Din nou, nu scrim așa din ce sau cine ar face 8x 4 și 4, le trebuie. Dar nu se folosește. Mergi mai departe. Plus 1 supra x pătrat minus 16 minus 3 supra x minus 4 și plus 2 supra x plus 4. Și egal mai departe, aditerul scoltului tu. Egal cu x pe lângă x minus 2 minus 5 pe lângă x minus 2 supra x la 2, ba nu, x pe lângă x minus 2 da. Minus 6 pe lângă x minus 2 plus păi eu șaci pe x, îl scrie ca fiind 4 la 2 și să fie x minus 4 tot la 2. Și șaci pe ce zici x minus... Aba nu, x minus 4 pe lângă x minus 4. Așa, pe asta este. A la 2 minus pe la 2. Deci e min plus 1 supra x minus 4 pe lângă x plus 4. Da? Minus 3 supra x minus 4. Și plus 2 supra x plus 4. Și egal mai departe. Egal cu a de vorbești, egal cu unii fracții. X minus 2 pe da. Lângă... x minus 2 pe lângă... x minus 5. Da. Supra. Supra. X minus 2 pe lângă x minus 6. X minus 2 pe lângă x minus 6. Plus... 1 supra x minus 4. X minus 4. X plus 4. Da. Plus, minus 3 supra x minus 4. Și plus 2 supra x plus 4. Și egal mai departe cu? X minus 2 cu x minus 4. Asta e performanța. Și egal cu rămâne doar x minus 5 pentru că... x minus 5 supra x minus 6. X minus 6, da. Plus 1 supra x minus 4 pe lângă x plus 4. Da. Minus 3 supra x minus 4. Plus 2 supra x plus 4. Corect. Egal. Așa duce acolo, la acela numitor. Asta, da? Cine sunt numitor? X minus 4 pe lângă x plus 4. Asta dacă ai vedea numai partea de aici. Da. Dar toate de la un cap la altul. Care să fie numitor acolo? X minus 12. Păi, când ai așa, hai să-ți dau un exemplu. Iruna, să urmărim... Pare dacă îți dau așa, de 1 supra 3 plus 1 pe 5 ori 2 plus 1 pe 2 plus 1 pe 3. Care e viitorul cum aici? Din partea numerică. Acolo e 5 ori 2 și... 5 ori 2. Adică 10. Adică 10, sigur că da. Sau hai să zic 2 ori 3. Aia așa zic aici, 2 ori 3 ca să... Și aici zic 7, uite, 7.
1 pe 7, plus 1 pe 2, 3, plus 1 pe 2, plus 1 pe 3. Care numitorul comun? Bun. Tu te-ai gândit numai la partea asta, să o rezolvi. Dar aici, sigur, din 2 la 3 ori 7. Toate astea mulțite. 2 la 3 ori 7. Aici ar fi fost așa. X minus 4, X plus 4 și minus 6, că nu e X minus 6. Deci ăsta e numitorul comun. Păi sunt factorii care sunt diferiți. Deci X minus 6 pe lângă X minus 4 pe lângă X plus 4. Așa că vei scrie acum, ia să văd ce vei scrie. E dat mai departe cu cine? Cu X minus 5 pe lângă X minus 6 pe lângă X minus 4 pe lângă X plus 4. Deci acum trebuie să amplifici pe fiecare. Păi da. Deci ai, la X minus 5 amplifici cu X minus 6. X minus... este în X minus 6. Cu X minus 4 pe lângă X plus 4. Vezi? Acolo cu numai cu X minus 6. Așa. Acolo cu X minus 6 și X plus 4. Corect. X minus 6 pe lângă X minus 4. Nu, X plus 4. Și la celălalt X minus 6 și X minus 4. X minus 4. Deci. Și X minus 5 pe lângă X minus 4. Deci face E de X egal cu X prins. E de X egal cu linia din fracție lungă. Pune numitorul comun X minus 6 pe lângă X minus 4 pe lângă X plus 4. De acord? Da. Și o să avem X minus 5 pe lângă X minus 4 pe lângă X plus 4. X minus 5 pe lângă X minus 4 pe lângă X plus 4. Plus un X minus 6. Plus X minus 6, corect. Minus, sau minus, este minus 3. Pe minus 3 pe lângă X minus 6 pe lângă X plus 4. X minus 6 pe lângă X plus 4, da? Plus 2 pe lângă X minus 6 pe lângă X minus 4. X minus 4. Totul supra ceea ce avem acolo. De acum să nu se sparateze, se fac acolo de calul respectiv, să putem asemenea și mai vedem ce se întâmplă. Iată cât e de important să știți să factorizați. Finalul este așa. Veți întâlni ieșițele acestea. Și când să aduceți la același numitor, trebuie să aveți factori aici, ca să vedeți numitorul comun. Altfel, dacă nu aveți factori și vi se dă un ieșițiu, hai să vă dau așa, concret. Dacă aveți expresie de x egală cu 1 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus 4 supra x la a doua minus 1 plus 5 sau minus 5 astea, minus 5 supra x pătrat minus 2x plus 1. Ce te faci ca să duci la aceeași... Păi schimbi x la 2 minus 2x plus 1 ca fiind x minus 1 tot la pătrat. Așa vei face. Deci vine 1 supra x minus 1 tot la pătrat. Da? Plus 4. Plus 4 supra x minus, x minus 1 din x plus 1. X minus 1 din x plus 1, da? Așa. Minus 5. Minus 5 supra la pătrat, mai x minus 1 tot la pătrat. A vrut să scriu aici plus a, deci mă ierți. Da? Și atunci vine x plus 1 totul la a doua, da? Dacă am scris totul ăsta. Și Miruna, te rog să spui care crezi că este numitorul comun aici? X plus 1 totul la a doua, ori x plus 1 totul la a doua. Corect. X plus 1 totul la a doua, x plus 1 totul la a doua, nu? Este la pătrat cel mai mare. Aflăm cel mai mic motivul comun, să zicem, dintre ce comun, cel cu exponentul cel mai mare. Este x minus 1, dar este x minus 1 la pătrat. Este x plus 1, dar este și x plus 1 la pătrat. Deci de aceea este numitorul ăsta. Deci egal mai departe cu numitorul comun x minus 1 la pătrat pe lângă x plus 1 la pătrat. Așa. Și îndată la numărător acolo ce o să avem? X plus 1 la pătrat. Deci cu cât am mulțit mai de decât? Cu x plus 1 la pătrat. Corect. X plus 1 totul la pătrat. Aici cu cât am fi? Cu
x minus 1 modulăm de x plus 1. Așa este. X minus 1 pe lângă x plus 1. Și acolo cu x minus 1 la pătrat. Și aici cu x minus 1 totul la pătrat. Și iată, repete. Și va cu x plus 1 totul la pătrat. Deci va face x plus 1 totul la pătrat. Plus 4 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Cu minus 5 pe lângă x minus 1 la pătrat. X minus 1 la pătrat. Și egal cu? De... No, e x plus 1 totul la pătrat. Plus... Aici, hai să ridicăm la pătrat ca să facem. Ridicăm și x la a doua plus 2x plus 1 plus 4x la a doua plus 4x la a doua minus 4. Minus 4, corect. Minus... Miruna, minus... Plus 4x la a doua minus 4 pe lângă x plus 1, nu? 4 pe lângă x la a doua. Deci suntem aici mulți, el x minus 1 pentru x plus 1 cu x pătrat minus 1 și mulți cu 4. Că după ce am multiplicat cu 4 aici, vine x pătrat minus 1, nu? Și cu 4, 4, x pătrat minus 4. Și acum aici ce suntem pe minus 4 x pătrat minus 4 minus 5 x la 2. Un pic la subia, te rog. Minus 5 x la 2 plus 10 x. Plus 10 x. Plus minus 5. Plus 10x? Minus 5. Minus 5, bine, bine. Corect. Totul supra, x minus 1 la pătrat. X minus 1 la pătrat, x minus 1 la pătrat. Corect. Și egal cu, Ali, te rog pe tine. Reducem termenul asemenea. X pătrat cu... 4x, x pătrat cu 4, x pătrat, 5x pătrat, cu minus 5x pătrat. Da, deci s-au redus. S-au redus. După 12x. Deci plus 12x. 12x plus, a, nu, minus 8. Minus 8. Totul supra. X minus 1 pătrat. Da. Până la x plus 1 la pătrat. X plus 1 la pătrat. Și ce nu mai poți face în factor sus? 4. Deci egal cu 4 pe lângă x minus 1. Dar nu e 3x? Minus 3x, azi. 4 pe lângă 3x minus 2. Nu? Așa? Da. Da. 4 pe lângă 3x minus 2 supra x minus 1 la pătrat. Pe lângă x plus 1 la, la pătrat. Sigur, dacă cumva aici aș fi avut și un 3x minus 2, aș fi fost cazul fericit, că s-ar fi putut simplifica, nu? Deci autorul, când construiește un astfel de exercițiu, are în vedere ca să se finiseze cât de mult exercițiu, să apară că se poate fi interesant. Până la asta, zice, împărțit, dacă ar zice că poți să împărți la nu știu cine, să duci la doua inversată, să poți să faci simplificări, bine, da? Deci, ieșițiul poate fi gândit pe fel și fel. La algebră, haideți să ne oprim aici, nu? Sunt de fapt. Facem sinteză, da? Ce-am făcut aici? Deci, am vorbit despre funcții la algebră. Am avut în vedere aici formul de calcul. Dar facem la sfârșit sinteză? Nu, trebuie fișierul ăsta. Și îl facem acum. Ne-am amintit un pic, nu, o serie de lucruri de acestea care, mă rog, dacă erau, aveam în mână. Da, trebuie lucrat, ne amintim. Formulele de capul rezultat, trebuie să știm foarte bine, să știm să restrângem și tot atât de bine să desfacem. Și să transformăm în factor. Foarte tare factorizarea asta, nu? Iar scrierea aceea convenabilă, în urma experienței care o ai. Dacă nu, trebuie să găsești rădăcine după delta, nu știu, dar de multe ori spune fără asta, cum ați avut și la teze. Adică să fii inspirat să faci treaba aceea. Cum ziceam noi? Sinteza ordinarei. Sinteza ordinarei. Așa.
Lățimea de funcție. De funcție. Și aici am vorbit despre o mulțime. Deci am vorbit despre mulțimea X-ilor pe care o știm. Deci mulțimea X-ilor cunoscută. Numită domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Rețeta. Rețeta de obținere da? Rețeta de obținere a Y-ilor numită lege de cupul. Lege de corespondență. Da? Lege de corespondență. Și mulțimea Y-ilor și acar apare. Și se scrie așa, F, vă amintiți, F definită pe F definită pe R, m-am avut noi cu valori din R, că X era din R, E și din R, și cu rețeta F de X egal cu cea pe care avem dată. A fost X pătrat minus 4X plus 3 parte, nu? 4X plus 3. Apoi, am făcut încă ceva. Am rezolvat din ecuații ca aplicații. Da? Aplicație a noțiunii de funcție. Rezolvarea din ecuație. Da. Deci aplicația a noțiunii de funcție a însemnat rezolvarea din ecuațiilor. Formule de calcul prescurtat. Formule de calcul prescurtat. Formule de calcul prescurtat. Și încă ce am mai făcut aici? Aplicații, nu formule de calcul prescurtat. Factorizarea. Factorizarea. Expresii, da? Așa. Păi la rezolvarea în ecuație a avut intervale, operații cu acolo, când a făcut reuniunea, intersecția. Deci, mulțim. Mulțim. Operații cu mulțim. Sub formă de sub formă de interval. Da, să vom de interval. Și acum să ședem pe tabla și să ne ducem la... Așa. Hai să vedem la geometrie. Prima.